Informația acestei zile, șeful statului a aprobat urmărirea penală a lui Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu pentru infracțiuni contra umanității în dosarul Mineriadei. Discutăm despre subiect, încercăm să înțelegem efectele. Alături de Madalin Hodor, cercetător în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, bună ziua și mulțumim că sunteți alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit! Am discutat astăzi cu Doru Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie și spunea domnia sa faptul că e teamă să nu apară și alte surprize, în sensul că e teamă să nu fie retrimis dosarul la parchet în vederea refacerii anchetei. În ce cheie privim astăzi decizia pe care, iată, am văzut-o venind chiar de la administrația prezidențială? Trebuie spus că este vorba despre un pas procedural. Bineînțeles că e o cerere făcută de procurori, de procurorul general adresată președintelui, care a aprobat această cerere. Deci este un pas în direcția finalizării rechizitoriului, care a fost, așa cum a spus și dumneavoastră, retrimis de instanță înapoi după ce procurorii l-au pus pe rol. Evident că suntem într-un setting în acesta procedural, probabil că urmează întocmirea de unui nou rechizitoriu care să ajungă pe masa judecătorilor, să sperăm că de data aceasta într-o formă în care el să poată fi promovat și în instanță și să ajungem în sfârșit la un proces efectiv, să vedem acolo cum se judecă acest dosar al Mineriadei. Când am putea să vedem, ca orizont de timp, estimativ vorbind, acest proces efectiv, când ar putea să ajungă dosarul pe masa magistraților? Nu știu să vă spun, probabil că mai sunt niște pași procedurali pe care nu-i cunosc. Bănuiesc că procurorii știu mai bine să vă spună exact care este timingul. Eu bănuiesc că anul acesta, adică din moment ce deja președintele a dat undă verde pentru începerea urmăririi penale, bănuiesc că e într-un orizont de timp cât de cât, mă gândesc la câteva luni de zile maxim, să putem să vedem începutul acestui proces. Aș vrea să punctăm faptul că pe 15 ianuarie ICCJ a dispus introducerea mai multor instituții, între care Guvernul, Jandarmeria, Parchetul General, Ministerele de Interne, Finanțe și al Apărării în cadrul acestui dosar al Mineriadei. Și vă întreb ce implicații ar putea avea? Sigur că e vorba, în primul rând, de obiectul dosarului. Trebuie să fie foarte clar ce anume se judecă în acest dosar al Mineriadei. Dincolo de aceste persoane care sunt învinuite, sunt cei care sunt inculpați, au fost considerați vinovați de către procurori pentru infracțiuni contra umanității. Și aici vorbim despre Gelu Voican Voiculescu, despre Petre Roman, despre fostul președinte Iliescu, Virgil Măgureanu, sunt câteva persoane care sunt menționate acolo în rechizitoriul procurorilor. Dincolo de aceste persoane, trebuie spus că dosarul Mineriadei este de fapt despre un act de represiune, despre un atac sistematic îndreptat împotriva populației, săvârșit de instituțiile statului. Pentru că acești oameni rețineau la momentul respectiv funcții de răspundere, funcții de decizie în statul român. În represiunea de la Mineriada au fost implicate aceste instituții pe care le-ați menționat dumneavoastră și altele. De exemplu, mă gândesc la armată, la Serviciul Român de Informații, la și alte instituții în afară de Ministerul de Interne. Deci e vorba practic de un proces în care aceste instituții ale statului sunt chemate ca garanți în cadrul acestui dosar Mamut. Deci implicațiile sigur că sunt importante pentru statul român. În sfârșitul ipotetic și sper eu se va termina odată și acest dosar al Mineriadei și vom avea la sfârșit o sentință. Această sentință cu siguranță va trebui să menționeze că statul român în 1990, în iunie, a făcut un act de represiune împotriva populației civile din România, împotriva opoziției politice,
împotriva celor care contestau puterea de la acel moment.